Ce părere aveți de gestul polițiștilor? Este un gest foarte frumos și nici nu m-am așteptat la așa ceva. Așa de dimineață, așa matinal, să primesc un mărțișor. Pentru ce ați crezut că v-a oprit? Nu știu. Mă gândeam să verifice ceva, actele, ceva. Nici vorbă de ceva așa frumos, așa... Oricum, un gest... Nu știu, neașteptat. Mulțumesc. Fără evenimente rutiere. Ce părere aveți de gestul polițiștilor? Minunat, tot timpul și fără amenzi. Spune-le bună dimineața, din partea poliției rutiere de Ejul, un mărțișor cu ocazia zilei de 1 martie. Vă dorim o zi frumoasă. Ce spuneți de gestul polițiștilor de azi? Un gest foarte frumos, chiar m-a încântat. Mulțumesc, o zi bună! Vă mulțumim foarte mult! Cum vi se pare gestul polițiștilor? V-ați așteptat? Nu, tot am carnetul. Bună dimineața! Din partea poliției rutiere avem plăcerea să vă oferim un mărțișor. Vă mulțumim foarte mult. O zi bună. La fel. Mulțumesc. Comisarul Moldovan, șeful biroului rutier. Un mărțișor din partea biroului. Primăvară frumoasă cu evenimente rutiere. Mulțumesc tare. Dar rămâne, o zi frumoasă. Ce spui de gestul domnilor polițiști? Te așteptai? Sincer. Poliția rutieră de sunt vor să primiți un mărțișor cu ziua de 1 martie. M-a speriat, mulțumesc frumos! Ce părere aveți de gestul polițiștilor de azi? Foarte frumos, mulțumesc frumos! Așteptam să faceți un control acte sau ceva. Astăzi nu. Bine, mulțumesc. E foarte plăcut. Mulțumesc tare. Ia și gata. Domnule, bună dimineața. Cazul de zile de prima arte. Ce spuneți de gestul domnilor polițiști? Apreciez mult. V-ați așteptat? Nu m-am așteptat. Chiar foarte frumos din partea lor. Dimineața, cu ocazia zilei de timp de antre, din partea poliției rutieră, deci vă oferim un mărțișor. Gest extraordinar.
Mulțumesc. Ce spuneți? Ce spuneți de gestul domnilor? Un gest foarte frumos. V-ați așteptat să vă oprească pe asta? Nu. Mulțumim, mult. Tot zi bună. Cadrele Poliției Rutiere Dej, în data de 1 martie 2012, au inițiat și organizat o acțiune mai deosebită pentru a depista conducătoarele auto de data aceasta și a le sancționa cu câte un mărțișor care marchează începutul primăverii și a le ura o primăvară frumoasă și fără evenimente. Cum au reacționat șoferițele când au văzut că le opriți? Nu pot să reacționeze decât foarte plăcut, pentru că a primi nu înseamnă a achita o sancțiune contravențională.